Jesús. Shalom, shalom. Bravo, bravo, bravo. Ci dicono che partecipano nel show nostro di Stefano, voi siete lì. Stava andando molto, molto bene. E al show? Acest minunate floricele sunt alături de noi, chiar de la prima ediție. Ele sunt din picături muzicale de la Orhei. Îmi este dragă și conducătorul lor artistic, doamna Iulie Sandu. Și vreau să le ofer acum din tot sufletul ciocolate, Gloria, de la Bucuria. Și la acest moment, echipele noastre s-au completat încă cu câte un membru. Este vorba de Nicoleta, cealaltă fetiță al familiei Burlacu, și Basilica, celălalt băiat al familiei Burlacu. Dragii mei, vreau să vă întreb, părinții voștri se joacă cu voi acasă? Uneori da, uneori nu. Nu se joacă niciodată pentru că nu au timp. De asta aveți ocazia acum să vă jucați toți împreună, toată familia, dar nu pur și simplu să vă jucați, ci să participați în concurs. Luptați pentru a învinge în acest concurs. Sunteți pregătiți? Da. Sunteți pregătiți? Da. Mă bucur. Așadar, atenție, este vorba de un concurs complicat, alcătuit din trei etape. Prima etapă cu cutiile, a doua etapă cu lingura și oul și a treia etapă cu portocala. Atenție! Start! Primul aici la finish. Echipa verde. Dar voi ați observat ceva în călcarea regulilor?
Deci echipa verde a scăpat odată un jos și a doua încălcare a fost că a ținut portocalul cu mâna. E adevărat? Echipa verde. În cazul acesta eu zic să facem egalitate. Concursurilor internaționale, a participat în două filme muzicale și voi o cunoașteți pentru că este alături de noi chiar de la prima ediție, deoarece este din picături muzicale, din Arhei. Astăzi, ea a fost susținută de membrii ansamblului de dans Triumf din Chișinău, conducător artistic Nadejda Pantiuc. Aplaudați-o, Giulia Sandu! Thank you.
și eu am înțeles că a fost greu, într-adevăr, dar te-ai descurcat de minune. Ai seminat leit cu vedeta pe care ai vrut tu să ne-o prezinți astăzi. Cum ai lucrat la acest hit? Bine. M-a ajutat mama. Cine este mama ta? Mamica mea este Iulia Santu. Cum putem, mamica, să nu-și pregătească fiica când pregătește atâția și atâția copii? O cunoaște nu numai municipiul Lochei, deja o cunoaște o țară întreagă. Mulțumim, doamne Iulia Sandor! Astăzi ne-ai încântat pe toți, toată țara a fost frapată de această interpretare, pentru că toată lumea urmărește acest hit nemaipomenit și acest clip la posturile de televiziune, da? Și acum haide să ne îndreptăm spre echipa galbenă și să-i spunem că Giulia ne-a prezentat o vedetă care în ultimul timp este în vogă. Și după ultimul ei videoclip, jurnaliștii au întrebat-o. Cele ce s-au întâmplat în acest clip este legat de viața personală? Și vedeta a răspuns nu, pentru că așa ceva în viața mea nu poate exista. Deoarece eu îndrăgesc numai scena și îmi place numai muzica. Aveți nevoie de trei variante? Nu. În primul rând mă ridic în picioare să mă închin de sănătate în fața acestor copilași, acestor talente, bijuterii pentru noi, pentru care merită să fim sănătoși și să-i admirăm în continuare și la mai mult și la mai mare. Iar cum am vorbit la începutul emisiunii, ca povestea lui Danilă Prepeleac, eu la concursul ăsta aș vrea să văd dacă poți să întrece cu cel mai mic copil al meu, pe urmă ne întrecem și noi. Cine a fost? Eu cred că e Shakira. Bravo! Într-adevăr, este Shakira! Nemaipomenită Shakira! Îți mulțumim, Giulia! Diploma de participare la show-ul nostru este pentru tine, ciocolatele Gloria sunt pentru tine și tot pentru tine este un meniu la McDonald's! Iar pentru copiii frumoși care te-au susținut astăzi și care sunt din centrul de dans Triumf, ciocolate, Gloria, bucuria. În satul Colonița, municipiul Chișinău, locuiește o fetiță obișnuită la prima vedere, dar e destul să discuți cu ea doar 5 minute ca să-ți dai seama că este o minune. Este sinceră, este sensibilă și scrie versuri de la 4 anișori. Visează să cânte. Astăzi, ea a fost susținută de 4 băieți de la Liceul Coreografic din Chișinău și îi mulțumim domnului Iurie Gorșcov, directorul acestui liceu, pentru ajutor. Iar noi o aplaudăm pe Daniela Pâzgu.